Domnul Iordănescu, începem pregătirea pentru preliminariile Euro 2024. V-ați fi dorit ca acest lucru să se întâmple în alte condiții? Și mă refer aici la faptul că ați spus că ați fost nevoit să schimbați strategia. Puteți explica? Da. Înainte de toate, mi-aș fi dorit ca această acțiune să fie una de continuitate și consolidare. Ea s-a transformat într-una de oportunitate și afirmare, dacă pot să spun așa. Și hai să fiu mai concret, pe înțelesul tuturor suporterilor. Mi-aș fi dorit ca perioada bună din septembrie să aibă continuitate, în sensul în care deja să mergem pe omogenitate, să avem continuitate în selecție, în strategie, în abordare, să continuăm lucrul la ceea ce înseamnă automatismele de joc, să încercăm să tratăm cu caracter oficial aceste jocuri amicale, pentru că reprezintă ultima oportunitate de pregătire a campaniei Euro. Din păcate, am întâmpinat multe dificultăți în a aduce jucătorii. După cum știți, nu este perioada FIFA și cluburile nu sunt obligate să lase jucătorii. Mulțumesc cluburilor din țară că au făcut acest efort și nu s-au opus și au susținut echipa națională. Din păcate, de afară am primit foarte multe semne negative și în același timp și probleme importante medicale. Sunt cel puțin 12-13 jucători care erau pe lista noastră pe care aveam în planuri care nu poate să fie alături de noi. Așadar, a trebuit să ne repoziționăm și am avut de ales între a aduce jucătorii mai mulți în competiția internă care au anumită experiență și mărturisesc că sunt jucători atât la Craiova cât și la FCSB, probabil și de la Rapid, jucători care puteau să facă parte din acest nucleu pentru această acțiune, dar am ales o altă variantă și aceea ca să mergem pe tinerețe, foarte mulți jucători tineri și foarte tineri, mulți dintre ei care vin de la sub 21, avem 6 jucători în continuare eligibili pentru sub 21, avem o medie de vârstă de 24 de ani, avem 10 posibili debutanți, avem 18 jucători care fac parte din generațiile sub 21 și avem mai bine de 2/3 din competiția internă. Așadar, am mizat pe acești jucători tineri pentru că sunt jucători care poate în momentul de față nu reclamau neapărat o convocare, dar în care noi vedem mult potențial. Este o șansă pentru ei să demonstreze că încrederea noastră are suport, să demonstreze că în viitorul cât mai apropiat poate să fie soluții importante pentru echipa națională. Este un mesaj de încredere și pentru competiția internă. Este un impuls pentru toți jucătorii din campionatul nostru că dacă ei arată ce trebuie și au continuitate în exprimare, pot în orice moment să devină soluții pentru echipa națională. Așadar, aștept de la ei ca să vină, să aducă energie, să aducă entuziasm, să se obișnuiască rapid cu ceea ce înseamnă mediul pe care noi încercăm să-l propunem la echipa națională, cu rigorile pe care le avem, să înțeleagă ce reprezintă tricoul echipei naționale și să fie, cum am spus, să dea Dumnezeu câștiguri pentru ceea ce înseamnă viitorul echipei naționale. Ați menționat entuziasmul pe care îl poate aduce acest grup de jucători tineri. Ce altceva ar mai putea aduce jucătorii tineri în angrenajul echipei? Înainte de toate, să clarificăm un lucru. Sunt jucători monitorizați de timp deja bun. Nu sunt jucători pe care am descoperit peste noapte. Ei trebuie să ia toată această acțiune constructiv. Unii dintre ei puteau să fie, indiferent de numele care au venit sau nu au venit de afară, în circuitul echipei naționale și este o oportunitate deosebită pentru ei pe care trebuie să o valorifice. Dar în același timp, eu am pretenția ca în fiecare minut petrecut aici la această acțiune, indiferent că se întâmplă în afara teren sau pe teren, să dea tot ce au mai bun, să arate că sunt înainte de toate sportivi și oameni pe care ne putem baza și să înțeleagă că pretențiile și așteptările noastre sunt foarte mari. Îmi doresc ca să îi integrăm. După ce se vor întoarce la cluburile lor, îi vom monitoriza cu alți ochi, pentru că deja i-am introdus în circuitul echipei naționale și automat așteptările noastre sunt mari. Oricare dintre ei se va regăsi în viitor la echipa națională, va fi un câștig pentru noi. O medie de vârstă de doar 24 de ani, așa cum spunea și dumneavoastră, putem spune că ne aflăm în momentul unei schimbări de generație? Sau e doar o chestie conjuncturală? Eu consider un clișeu asta. De multe ori s-a folosit și în trecut această afirmație și nu cred în ea, reconstrucție. Echipa națională
Este vorba despre un mix de generații totdeauna. Avem nevoie și de experiență, avem nevoie de exemple pentru jucătorii tineri, avem nevoie de piloni în jurul cărora să construim. Nu văd o problemă media de vârstă, ba dimpotrivă. Venim după niște campanii eșuate și avem nevoie de oameni noi, avem nevoie de tineri, avem nevoie de energie. Și avem nevoie, cum am spus, de jucătorii cu mai multă experiență și cu state mai vechi la echipa națională să reprezinte efectiv niște exemple pentru cei tineri. Pe mine mă îngrijorează altceva mai tare, nu media de vârstă, ci lipsa experienței internaționale. Avem, din păcate, foarte puțini jucători care știu ce înseamnă jocul la nivel internațional, care la nivel de cluburi se luptă pentru astfel de obiective și asta este o problemă. Pentru că atunci când îți lipsește experiența internațională, vii și o cauți la echipa națională și e mai greu să o găsești, nu te așteaptă nimeni. Avem adversari de calibru, avem acum două jocuri amicale foarte importante și o să vedeți că începând cu primul joc va fi o poziție dură. Slovenia e o echipă care este deja consolidată și traversează o perioadă foarte bună. Noi trebuie să ne ridicăm la nivelul lor, să propunem un fotbal total și doar așa avem o șansă. Deci asta ar fi problema în momentul de față mai mare, lipsa experienței internaționale și nu vârstă. Totuși, nu vi se pare cam puțin? Avem doar 3 jucători în lot peste 26 de ani. Mă refer aici la Burcă, Vătăjelu și Alibec, acesta fiind chiar veteranul din lot. Da, pare la prima vedere destul de puțin. Eu aș eticheta acest nucleu de jucători cu care vom aborda amicalele mai mult cu o selecționată internă, susținută de câteva nume din exterior, care îmi doresc să aducă acea experiență. Îmi doresc să compensăm lipsa experienței ca și vârstă cu energie și entuziasm. Jucătorii tineri să aducă această energie, să aducă entuziasm, să avem o exprimare bună, să avem vitalitate, să avem determinare în teren și atunci putem să compensăm un pic lipsa experienței care este vizibilă. Care e mesajul dumneavoastră pentru un tânăr jucător care face pasul la prima reprezentativă? La modul general. Tot talentul în slujba echipei naționale, zero compromisuri, vine la echipa națională cine arde pentru echipa națională, tot timpul voi prefera un jucător care vine cu tot devotamentul și care e dispus să dea tot ce are mai bun pentru echipa națională în dauna unui jucător care poate să aibă o experiență suplimentară sau un statut ceva mai consolidat la un anumit moment, care nu înțelege ce reprezintă echipa națională. Sunt criterii după care ne-am organizat munca de când am venit în februarie. Sunt exigențele noastre. Trebuie să înțeleagă cu adevărat ce reprezintă tricoul echipei naționale și că atunci când intră pe teren nu reprezintă doar pe el și cariera lui sau clubul de unde aparține, ci reprezintă românii și România. Dacă mentalitatea va fi corectă, dacă vom reuși să construim o echipă unită, unde va prima forța grupului și la anumite momente, bineînțeles, și calitatea individuală să iasă la suprafață, atunci avem o șansă reală pentru a merge din nou la un turneu final. Care sunt obiectivele pe care vi le-ați fixat pentru aceste două meciuri, cu Slovenia și cu Moldova? Clar ne interesează rezultate. Nu putem avea continuitate și nu putem să ne bucurăm de încredere. Nu putem continua lucrurile bune din septembrie dacă nu atragem și rezultate pozitive. Va fi o provocare, pentru că sunt foarte mulți jucători noi și vom suferi cu siguranță la ceea ce înseamnă omogenitate, relații de joc, repere. Trebuie un pic să ne întoarcem în timp și să reluăm anumite principii antrenabile, bineînțeles, ca să-i familiarizăm și pe cei noi veniți. Lucrăm din nou contra timp, avem 2 zile plus antrenament oficial cu tot grupul. Încercăm să ajutăm pe cei noi veniți
să se integreze din toate punctele de vedere cât mai repede, dar clar că ne interesează rezultatele. Dacă ne uităm pe ultimele evoluții ale Sloveniei, vorbim de 4 puncte cu Norvegia, un egal în Norvegia, jucând 30 de minute în inferioritate numerică și o victorie în Slovenia după ce au fost conduși cu 1-0, au întors rezultatul. Ne uităm la un 2-2 cu Serbia, în condițiile în care Serbia a condus 2-0 și Slovenia din nou a revenit, și un 1-1 în Suedia, sunt rezultate care ne pun în gard. Mai mult decât atât, da, este o frustrare și pentru mine că mă uit pe componența lotului Sloveniei și au tot jucători importanți. Nu le lipsește aproape nimeni, decât una, două probleme medicale, dar nu jucători care au obișnuit să apară în garnitura de start și ne-am fi dorit și noi să propunem aceeași formulă, dar cum am spus, vom aduce alte aturi în jocul nostru și încercăm să ne apropiem un prim rezultat pozitiv, dar în același timp să lăsăm o impresie bună. O impresie bună atât pentru publicul nostru, pentru suporteri, pentru opinia publică, dar și pentru noi, care să ne dea încredere, care să ne dea speranță și, trăgând linie după această acțiune, dacă reușim, cum am spus, să câștigăm și câțiva jucători pentru perspectivă, atunci o putem cataloga ca o acțiune reușită. Apropo de suporteri, până acum, cu dumneavoastră selecționer, Național a jucat numai în București meciurile de acasă. Ne mutăm la Cluj cu Slovenia. Cum credeți că va fi primită Naționala pe Cluj Arena? Eu am susținut această propunerea Federației necondiționat. Ardelenii mereu au primit cu căldură echipa națională și cu demnitate au susținut-o. Mă bucur că ne întoarcem la Cluj, mai ales un oraș drag mie, pentru că am locuit acolo și am cunoscut performanța. M-am simțit foarte bine și eu și familia mea și mă bucur să revin, dar în același timp mă bucur să aduc cu mine atât de mulți jucători tineri, noi, din competiția internă și sunt sigur că suporterii echipei naționale vor susține acești jucători care au nevoie de căldură, au nevoie de suport, au nevoie de încredere. Să dea Dumnezeu că la final să ne bucurăm și de un rezultat bun împreună. Ca stil de joc, Slovenia cu ce adversar din viitoarele preliminari se aseamănă? Nu aș vrea să fac paralele între Slovenia și viitorii noștri adversari. Cert este că, așa cum am spus, e o echipă deja formată, definită, o echipă cu exprimare coerentă, o echipă cu mulți jucători care evoluează la nivel de club, la un nivel foarte bun și care majoritatea dintre ei joacă meci de meci și mulți 90 de minute. Au niște cifre fantastice din punctul ăsta de vedere. Asta înseamnă și putere mentală. Ei reușesc să se impună la cluburi, ceea ce îmi doresc și pentru jucătorii noștri. Și mereu am susținut această cauză și e foarte important pentru perspectiva noastră ca și băieții noștri, cei care sunt afară, să se lupte pentru statutul lor, pentru poziția lor, să reușească să-și ridice nivelul și, de ce nu, în timp cât mai scurt, să meargă la un nivel mai bun. E important ca să aibă continuitate și atunci, cu siguranță, că și armele noastre vor fi mai bune atunci când campania va începe. Slovenia este o echipă care a produs rezultate bune și foarte bune în ultima perioadă și am convingerea că la ora jocului trebuie, din toate punctele de vedere, să fim pregătiți pentru această provocare, să avem o atitudine foarte bună, să încercăm să fim foarte concentrați și responsabili și, în ultimul rând, eficienți. Dar dacă ei vor alerga, noi trebuie să alergăm și mai mult. Dacă ei se vor lupta, trebuie să ne luptăm și mai mult. Dacă ei se vor bate pentru fiecare centimetru de teren, la fel trebuie să facem și noi. Cu încredere, cu unitate, cu spirit, putem să producem un rezultat bun și să avem liniște în următoarele două zile să pregătim și disputa din Moldova, una la fel de importantă pentru noi, dar în același timp și de suflet. Așa este, vom încheia această acțiune cu un meci istoric la Chișinău. Pentru dumneavoastră, ca român, e un meci special acesta? Cu tărie spun că da. Și acest meci îl văd mai mult un meci al inimilor decât un meci al rezultatului. Mă bucur să fim acolo, mă bucur să avem posibilitatea acestei confruntări și
Îmi doresc ca să fie una înconjurată de mult fair play și spun la fel cu toată tăria că am încredere că vom fi primiți bine. Mi-aș dori ca acest meci să fie unul văzut ca unul de sărbătoare și echipa națională a României să reușească o exprimare bună, pentru că va fi ultima impresie pe acest an calendaristic și va fi un impuls pentru debutul nostru oficial în martie în campania Euro. În încheiere am să vă întreb și despre campionatul mondial. Aveți vreo favorită și vă motivează toată atmosfera din jurul acestui mondial să duceți din nou echipa națională la un turneu final? Cu siguranță că mă motivează. Mă bucur de această oportunitate de a fi prezent acolo, chiar dacă doar pentru o săptămână. Voi vedea două jocuri ale Elveției, viitoarea noastră adversară, și în același timp voi vedea alte 8 jocuri. Pentru mine o experiență unică, fantastică, să vezi jocul la cel mai bun nivel. Sunt echipe valoroase și foarte valoroase, echipe care au aspirații chiar pentru a câștiga trofeu. Sper să aduc de acolo cu mine informații foarte bune pentru ce urmează, dar în același timp și această experiență care să o împărtășesc cu colegii mei și nu numai. Mai mult decât atât, pot să spun că nu am o favorită. Mă voi bucura de fiecare meci al acestui mondial. Favorita mea rămâne România și speranța mare ca să fim și noi la următorul turneu final și să reprezentăm cu încredere și cu rezultat România.